Prezintă-te în câteva propoziții. Eu sunt Teodora Maria Diaconu, din comuna Izvoarele, județul Prahova. Am 25 de ani și sunt artist. Asta nu acoperă și zona de arte plastice. Deși eu am încercat și pe acolo ca să mă asigur că nu cumva sunt vreun talent ce n-a văzut pământ. Nu sunt chiar așa multitalent. Și mi-a ajutat Dumnezeu și manifest talentele pe care le am într-un context mai mult decât mulțumitor, adică la televizor. Sunt Mădălina Craiu, am 31 de ani, sunt din Hunedoara. Uite că n-am știut. Da, da. Ai mei sunt arhitecți, eu sunt actriță și plac multe lucruri, cum ar fi călăria și călătoritul. Dacă ar trebui să scrii tu, în continuare, povestea personajului tău, care ar fi parcursul? Eu aș face o mafioată. Ai face, da, ai face mafioată clar, pe clar, tine? Da, da, da. Aș intra în mafie la un moment dat. Eu doar aș rezolva niște probleme. Adică, primul rând, ce după Ciomag. L-aș lua cu mine, nu pe Sergiu sau pe Tudor. L-aș lua pe Ulise. Știi pe Ulise? Da. E protagonist, că apare în toate episoadele. E cel mai mare om al lui Bebe Măcelaru, exact, pe care îl vedeți peste tot. Pe Ulise l-aș lua cu mine să se așeze un pic pe Ciomag și să-l trag de pe ciunță. Zic, mai faci așa, el drept. Eu așa câțiva pumni în cap și Magdei, nu vă mint, că prea m-a enervat. Și pe la tanti Luminița m-a știut ce să-i zic eu ei. Că și așa nu m-a bucurat să-i zic asta și am bocit ca vorba aia acolo. Ea zice eu ei, ai bre, că dacă nu eram eu să mă las răpită, stăteai și acum filmai în hala aia acolo, în frigul ăla în care ai filmat. Da, aș face chestii de-astea, să mă răcoresc. Care a fost impactul personajului asupra ta? Mi-a schimbat viața cu totul, traiectoria în viață. Iar așa că personaj, da, mi se întâmplă ceva ce nu mi s-a întâmplat până acum. La concerte și oriunde merg, toată lumea mă întreabă lucruri despre serial. Când apare următorul episod, dacă tătuțul trăiește sau moare, sau dacă, până la urmă, copilul e al lui Tudor. La mine s-a schimbat faptul că, într-adevăr, acum mă recunoaște mult mai multă lume pe stradă și în locuri în care nu-mi imaginam. Adică m-au recunoscut oameni, spre exemplu, la Sucevița, la mănăstire. Și mi s-a părut foarte drăguț. Un moment amuzant de la filmări. Cel mai recent e când repetam o secvență, ne pregăteam să filmăm și eram cu domnul George Mihăiț, eram cu tătuțul și cu Magda. Și în timp ce eu și Magda repetam text, că tătuțul nu avea așa mult acolo în secvență, eram mai mult eu cu Magda, domnul Mihăiț a început să se comporte ca în timpul unui infarct. Înțelegi? Așa discret, el era cu un telefon în mână și face așa. M-am uitat, îți dai seama, pregătită să sar că vezi un om care face chestia asta, când m-a văzut a zis, nu, eu am o secvență alta mai încolo, când trebuie să joc un infarct. Și vă rog eu frumos că nasc aici, nu faceți așa. Mi-a stat inima când l-am văzut că face așa. Când intrăm în obiecte sau mai cade câte cineva, eu observ că râd foarte mult la lucruri fizice. Unul dintre operatorii de cameră are obiceiul de intră pe izoran sau barbă, că altul nu e, vă zic eu, are obiceiul de intra în mobilă în timp ce da. Și am avut o secvență lungă, cadru secvență, nu știu, de vreo 4 minute. Și ceva cu plâns. Și ceva greu, da, pentru da, tine, ceva știi? Foarte greu. Și au fost vreo 5 minute în care s-au auzit doar în toate direcțiile. Domino, mai pica câte ceva, mai. Care e întrebarea pe care ți-o adresezi tu ție cel mai des? Ce faci cu viața ta, Mădălina? Cred că eu mă întreb dacă am încheiat mașina, că nu uit. Care este cel mai decisiv moment din carieră? Wow. La mine e foarte simplu, este primul scurtmetraj pe care l-am filmat vreodată. De la acel scurtmetraj a fost în Bulgărie, de zăpadă până la Clanul. De 2 ani în continuu se întâmplă cel mai important moment al carierei mele. Cum ți s-a părut personajul tău când ai citit prima dată scenariul? Foarte greu. Foarte departe de mine și foarte greu. Era așa o combinație de vulcanic cu naivitate în același timp. Mi s-a părut foarte greu prima oară când am citit. Și mie mi s-a părut cam prețioasă domnișoara avocat, tot departe de cum obișnuiesc eu să fiu și cred că și departe de cum obișnuiește ea de fapt să fie, că acum ajungând într-un punct mai avansat al acțiunii, îmi dau seama că și pentru ea a fost un rol de compoziție să joace avocata elegantă și stilată. Mi-am pus așa niște probleme, că va trebui să înlocuiesc am făcut niște eforturi pentru serialul ăsta, degeaba ziceți. Cine este persoana căreia ai vrea să-i mulțumești pentru omul care ești astăzi? Eu am neamul mare, eu nu pot să zic doar unul, că ăștia se supără pe mine. Dacă zic de mama, se supără tata. Dacă...
Bă, știa familie. Da, și la mine o combinație de foarte mulți oameni, familie plus prieteni. Dacă ar fi să mănânci doar un fel de mâncare timp de un an, ce ai alege? Ouă. Tot prăjiți. Cum ai vrea să mori? Sănătoasă. Doamne. Auzi și pe bătrânii care a zis, fort. Mamă, să murim sănătoși. Da, mă, de bătrânețe, adică, să nu mă doar. Și eu la fel, da. Ciocolată, alcool sau sex? Sex. Sex. Acum, să fim sinceri, până la urmă, urmei. Mie place să mă păstrez fit. Și să fac copii. Dacă ar fi să joci un singur rol, care ar fi acela? Aș juca un rol de comedie, adică asta mi-ar plăcea să joc cel mai mult, că mi se pare că ceva, adică să mă joc pe mine mai mult mi-ar plăcea, că n-am mijloace actoricești. Sau dacă ar fi un rol într-o dramă, ceva copil amărât, o mamă tânără, amărâtă, chinuită, ceva ce mă sensibilizează pe mine în mod vizual, știi? Da. La mine, cred că ar fi probabil un personaj din cărțile Agatei Christie, să fie o ecranizare Agata Christie și să aibă și comic și dramatic. O noapte la party sau somn? Somn. Somn. Acum și cred că și în perioada care urmează. Asta este. Vacanță cu familia, prietenii sau singur? Familia. Beau mult ăștia ai mei și îmi place cu ei. Înconjurat de oameni aroganți sau proști? Aroganți. De care ori fi scot eu dragii din ei? Celebritate sau bani? Bani. Bani. Rol negativ sau pozitiv? Pozitiv. Și eu zic tot pozitiv. Cel mai mare defect? Demotivația. Nu, și faptul că sunt impulsivă sau că aștept foarte mult până să spun ce mă doare și să adun acolo până am o explozie. De-aia de nu mai înțeleg ce ți-am zis. Te-am înjurat în toate felurile posibile. Asta cred că e că aștept prea mult. Cea mai mare calitate? Curiozitate. Sunt un om generos. Vă iubesc oamenii. Ești român dacă... Mănânci mici, nu știu. Dacă nu cunoști mai bine de jumătate de oameni de la nunta ta, că i-au chemat măta și tactul. Mai adaug eu, ești român dacă ai o bunică care ți-a făcut un pullover. Ești mafiot dacă... Dacă faci ilegalități, dar totuși ți-e frică de Dana Budeanu. Ești căsătorit dacă... Dacă nu ești divorțat. Ești burlac. Dacă... A, e patul pe jos. David! Dacă pui noaptea capul niște pe pernă fără să vrea să te gândești la altcineva. Ești actor dacă... Vorbim! Dacă ai activități care să te recomande în sensul ăsta. Mai multe, nu? Un sezon sau două sezoane, ca să mă exclud în discuție. Ba nu, se pune. Subscriu, ce-a zis eu? Ești celebru dacă... Te recunoaște lumea pentru ceva ce ai făcut, indiferent de ce este ceva ăla la celebritate diferit. Mai poți fi așa celebru dacă oamenii interesează foarte tare viața ta personală. Ești prost dacă... Ești prost dacă nu ai capacitatea de a te autoironiza și orice glumă făcută la adresa ta ți se pare un atac. Și dacă nu ai deschiderea să cunoști lucruri pe care nu le știi încă, adică dacă ai o părere nefondată. Și o susții așa, prost, că ești prost. Tă prost ce ești. Ești fan clanul dacă... Dacă ne știi pe noi amândouă. Dacă ne știi și pe noi, clar. Dacă ne știi și dacă pe nu... noi. Și dacă ești cu un episod înainte pe voi, nu? Da, da. Ești cârtiță dacă... Ești un mamifer foarte pufăr. Și foarte ești cârtiță dacă știi niște lucruri compromițătoare despre cineva și te pui să sifonezi. Și care are niște sămpuțe așa și ce nu. Și o barbă. Ești polițist dacă... Dacă ai pulat! Dacă ai făcut academia sau... cred că poți fi polițist, nu, doar dacă ai făcut academia, nu? De poliție, da. Ești Theo Rose, dacă... Dacă reușești să combini provincia cu semi-aristocrația, așa. Metropola. Da.
atunci ești orăz. Dacă ai ceva din fiecare. Dacă ți s-a schimbat viața substanțial în ultimii 2 ani. Ești Mădălina Craiu. Dacă... ți s-a schimbat viața substanțial în ultimii 2 ani. E valabil și pentru mine. Și dacă... uite, suntem foarte aliniate la asta. Da, și dacă combin cumva coada vacii cu... hai că tu te arunci mai mult în aristocrație, lasă. Yes. Lasă, ai citit mai multe cărți. Mă... eu știu ce trucuri ai tu. Ai părinți, da, arhitecți. Lasă-mă lec. Este adevărat. Da, da. Ești Mădălina Craiu, dacă ești o actriță extraordinar de mare și cu toate astea ești foarte discretă și cu foarte mult bun simț, fapt care de multe ori lasă pe alții gălăgioși și nu la fel de bun și talentat și muncit ca tine să iasă în față, mai în față. Mulțumesc. Da. Atâta? Abia ne încălziseră. Deci, eu pentru atâta meritat? Dă, o dracu, hai să plecăm la cei, Mădălino, că hai, așa ceva, na, nu se poate. Hai. La revedere! Haideți!